Cristian, Chirițo. De pe biroul Ansamblului Artistic de Copii Andantino nu lipsește de la nicio repetiție catalogul unde facem prezența copiilor la repetiții și regulamentul de organizare și funcționare a Ansamblului Artistic de Copii Andantino. De unde ne mai aducem aminte de principalele reguli: nu avem voie să vorbim neîntrebați, nu avem voie să ne lovim, să ne împingem pe holuri, pe drumul către toaletă și dinspre toaletă, regula despre pauza de masă, unde scrie clar că la pauza de masă nu avem voie decât fructe sau legume, deoarece copiii vin în cursul săptămânii de la școală sau de la after school sau de la grădiniță și după ce lucrează o oră, avem o pauză de 10 minute unde mâncăm fructe sau legume. Astfel îi stimulăm pe cei cărora nu prea le plac fructele sau legumele. Așadar, ne mai aducem aminte din regulamentul nostru de organizare și funcționare foarte multe reguli necesare, colaborării noastre cu părinții. Sunt reguli foarte importante pentru părinți, reguli foarte importante pentru noi profesorii. Aici sunt scrise toate condițiile conform cărora un copil poate face parte din Ansamblul Artistic Andantino sau nu, de ce nu. Acest regulament se citește și părinții iau la cunoștință, pe bază de semnătură proprie, tot ceea ce au citit aici în acest regulament. Intrarea în ansamblul nostru se face de bunăvoie, este intră cine vrea, iese cine poate, pentru că nu prea mai vor să iasă. Și avem copii de la 4 la 16 ani și avem aici în spate două reprezentante, Claudia și Miruna, fetele noastre permanente care vin și ne ajută, colaborăm de ani de zile. Domnișoara este la facultate, avem aici, bine, ele sunt de când aveau 7 ani și colaborăm și acum. La Andantino viața este lungă, foarte frumoasă și vă așteptăm și pe voi, dacă vreți să faceți parte din ansamblul nostru, să cântați, să dansați și de ce nu să mergeți împreună cu noi în turnee, în țară și în străinătate. O activitate extrașcolară va dezvolta foarte bine copilul dumneavoastră din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, va deveni mai punctual. Dacă are vârsta necesară și dumneavoastră sunteți pregătiți să lăsați într-un turneu cu noi, va deveni mult, mult mai disciplinat și mai organizat. Acest lucru este dovedit de către părinții copiilor din ansamblu, chiar și de către cadrele didactice care îi iau la clasă, la școală sau la grădiniță. Dragi părinți, lăsați-vă copiii pe mâinile noastre. Dragi copii, vă vrem în echipa noastră! Vă așteptăm la Andantino! Dragi telespectatori, iată-ne la una dintre repetițiile Ansamblului Artistic de Copii Andantino. Copiii sunt pregătiți să repete pentru că avem foarte multe spectacole, concerte și trebuie să fim foarte bine pregătiți. Copiii noștri au vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Acum ne aflăm la grupa mare. Muncim cu drag, venim la repetiții de două ori pe săptămână, facem sacrificii și noi și părinții și copiii pentru ca toate lucrurile să iasă foarte bine. Suntem consecvenți, aici ne jucăm, dar ne jucăm serios. Iar la final culegem roadele muncii noastre, adică aplauzele și cel mai important este că în vara fiecărui an Ansamblul Artistic de Copii Andantino face câte un turneu de spectacole în străinătate. Anul acesta ne pregătim pentru turneul nostru din Spania, așadar le urăm mult succes copiilor și haideți să-i vedem la lucru! Ne pregătim, ne aranjăm frumos. Dreapta. Adunelu, adunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie bun. Soartele trec. Adunelu, adunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie bun. Cine toră o să joace, mare, mare se va face. Cine nostru da de fel, să rămână mintei. Thank you.
afară repetițiile ansamblului artistic de copii Andantino, copii minunați, talentați, pentru care ansamblul artistic de copii Andantino reprezintă un stimulent. De ce? Ei învață și mai bine la școală, sunt motivați și pentru a-i verifica ce facem. Venim cu carnetele de note! Cum e la Andantino?